ce faci, frate? Scoți milioane de dolari de pe referalul nostru, a? Uite, frate, uite milioanele de dolari despre care vorbiți, care am spus de pe referalul vostru. Da, și referalul l-am dat acum o lună aproape. Da, uite, uite cât am scos de pe referal într-o lună. Da, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam. Bă, mulți mă acuză că eu vă dau referalul să câștig bani, minuni. Nu, frate, v-am dat referalul să mă ajutați. Da, să câștig bani într-un fel, dar... nu v-am dat în niciun caz strict pentru chestia asta. V-am dat că na, să vadă lumea că v-am adus eu pe server și alea. Că ți apare aici, uite, stați. Recrutat de nou. Nu știu de ce se bucuiește statul, dar băieții de la Bizon văd că nu vor să-l rezolve, așa că rămâne așa deocamdată. Asta e faza, frate. Nu vă dau pentru asta, vă dau să se vadă dacă am ajuns acolo ceva playeri pe server. Am adus câți playeri, nu știu, 10, cred că au pe referalul meu sau 12, nu știu, oricum. Vă mulțumesc celor la care ați făcut conturile pe referalul meu, m-ați ajutat. Banii de referal, nu știu, nu o să-i dau, 98 de K, din câte știu. Da. Nu știu, cred că o să-i fac giveaway la al 200-lea episod, o să fac giveaway 100K de Bizon. 100K, adică mai bag 2K de la mine. Bine, până la episodul 200, strâng din referal 100K. Și o să vă dau banii de referal, adică 100K, o să vi dau giveaway la episodul 200 de Sam. Nu știu când o să fie ăla, pentru că la cum postez eu odată la 3 zile, cred că o să fie la episodul ăla. Da. Și referalul l-ați văzut acolo. Cine era? Referalul l-ați văzut acolo. Deci, da. Puteți... Ah, by the way, pentru hateri și pentru post hunter și pentru ăia, iau tiș, frate. Ăsta e, nu am... oricum n-aveți cum să faceți post pentru că am de-aia pe dată, dar zic așa ca idee. Uite, n-aveți ce post să faceți, că eu am skin changer, frate. Uite, ăsta e ăla din GTA 3. Uite, un skin de FBI, din câte știu eu ăsta, nu? Nu, nu, stai, 285. Oho, ăsta e polițist. 276, uite, mă, FBI. Skin, hai, uite, de balas, 194. A, nu, asta e 195 de balas. Știu eu, mă. 295, când eram, mă, la 274, 273, 275. Asta e, mă, ia, uite, mă, 271. Ce vă pune, Nicule? Ăsta îl ținem că e frumos rău de tot. Place rău de tot. Ai, că am avut și un frame drop dacă e. Da, și... Nu mai veni la mine să-mi cereți bani, fraților, că... Uite, toți în comentariu, ești arogant, frate, ești de la, ai luat bani de pe referalul nostru și acum... Ti faci fițe de alea, stai să vedem să nu fie radar, nu-i radar... hai să zic la radar, ban, lăsă. L-am văzut pe tipul ăla, cum s-a dus după tipul ăla cu radarul și de-aia am crezut. Poate o fi radar, nu știu. Slash with vreo 10.000. Ca să avem 51 ca să ne dăm mari parosani. Băi, fraților, nu știu, m-ați zis mult să intru în Grove Street. Bine, e Game Street se numește, eu zic Grove Street. Da, nu știu, frate, dacă să intru. Pentru că unii zic că nu se mai uită la mine dacă pun din mafie. Unii zic că nu se mai uită la mine dacă pun din alte facțiuni. Frate, rămână scule instructor și gata. Dacă vreți să vedeți doar videouri ca civil. Pentru că nu prea fac raport în subiectul. Eu am intrat mai mult în subiectul ca să-mi fac un FH. Ok, și FH-ul e deja ok, că am aproape 50 de zile, îmi spune instructorul. Dar așa, să intru de distracție, n-am intrat pentru distracție. Pentru că să vedeți după aia ce să mă ajute FH-ul ăsta. Când o să mai stau 50 de zile, adică când o să vadă că am stat 50 de zile aici, mai stau încă vreo 100 de zile în PD, mai stau încă nu știu câte zile în paramedic, nu știu, zic și eu. Și apare frumos, frate, în FH, știți? Acum, unii nu știu de chestia asta, unii zic, intră, frate, în mafie. Nu e chiar așa. Ești pentru un FH, după aia poate mai de ziua e ceva, o funcție, dacă ai fost activ. Bine, în cazul meu, cred că la mine asta nici pentru funcția de leader n-aș putea să o iau. Și helper nici nu mă gândesc, pentru că e prea mult. Prea, prea mult. Și nu am timp să stau atâta, frate, pe server. Maxim, dar și liderii prea mult, frate, că închizi posturi, închizi alea, închizi posturi gen la facțiune. Să facă și la posturi la membrii de te rupă, pui mei, aici, de la scurt instructor. Păi doar mie deja mi s-a activat la câte posturi am. Că n-am pus chestia pe dată și îmi fac fraierii posturi. Și știu cu chestia pe dată, cu totul fac posturi. Chiar dacă nu vă aștept, hai să vedem ce eventist, GPS.
paramedic slugă. Hai să vedem ce fac băieții aici, e fix în față, nu? Da. Și filmez la ora 11 pentru că de-abia acum am reușit să-mi repar PC-ul, pentru că, na, după aia iară m-a contat. Ce faci, frate, la ora asta, de filmezi la ora asta acum, adică doar joc de noi? Nu, frate, de-abia acum am reușit să-mi fac PC-ul. Deci n-am ce să fac, cât să vân ai, cât să vân. Hai să vedem ce fac băieții și la paramedic, la alea. Poate eventul ăla, cine vine primul la mine câștigă, de acolo vom începe. Ah, de acolo vom începe, ok, frate. Salut, frate. Ești de la fix mandat. Deci ești, salut. Salut, frate. Foarte. Salut, foarte. Da, hai să vedem ce fac băieții aici la eventul ăsta cu ăsta cu monstru, dar bă! Aș da acum ne un pic, dar fac post, mă, că-s post hunter, frate, peste tot numai copii de 10 ani care caută să-ți facă posturi, logic. Fiecare server are post hunter-ii lui. Bă, pare că măcar un post o să fie contra skin-ului meu care să zică, frate, ce face cu skin-ul ăsta, îi trebuie skin de rank 2 school instructors. Frate, e skin changer, oricum în caz ne face posta în filmare că e skin changer. Ai voie cu skin changer, doar să nu abuzezi. Adică dacă îți da minu freeze și schimbi skin-ul, ți-a dat unfreeze. N-ai voie. Vă aștept un număr cât mai mare. Cât suntem? 1, 2, 3, 4, 5. Cu mine 6. Mamă, cât suntem mici, nebun. Ia se bagă, este interzis, ești prost? Îmi zice cu mâna, trăiască medicii. Da. Bă, și tu ăla, Pirlit. Eu ies din SEI cu raport din complet. Ai, dar cred că pentru paramedic e cel mai ușor să faci ăsta raportul, că stai, eu te duci la CNN, frate, ziua, unde se pun sute, sute de anunțuri, sute, frate, sute de anunțuri care, ia uite-l, 240, salut, frate, hai că mă duc de la event, vă las băieții, mă duc să dau și o licență, că mă lasă ăștia, time stamp, 3 secunde, a? 3, 2 secunde, a, mă rog, 2 secunde, bana, îi lăvă băiatul. Hai că mă duc să dau o licență, că mă dau ăștia afară pe raport incomplet. Are level 27, așa că mă gândesc cum să dau licența destul de ușor. Da. Bă, da, frate, și mai vreau să stau în facțiunea asta, mai azi. Până la 50 de zile vreau să stau și nu o să stau până la 50 de zile în halul în care sunt acum. Trebuie să dau licență. Încă n-am dat nicio licență, asta e prima licență pe care o dau de săptămâna asta. Și e vineri. Uite, acum e vineri. Da? Și e prima licență pe care o dau. Gândiți-vă în ce stare proastă sunt cu facțiunea. Bine, mă apuc mâine după ce vin de la film, mă duc la film cu clasa. După ce vin, le dau la băieți. Ce licență dorești? Hai să facem un screenshot în caz de DF. Așa, n-o dat. Ce licență? Aia de pescuit chică. Doar aia. Că am aplicat. La ce aplica, frate? Da, merg aia de pescuit. Păi aia de pescuit o vrei? Mă duc la viol. Păi trebuie să fim plus. Nu neapărat. Dar acolo mă pricep mai bine la fiș. La locație tâc. Trebuie să simt să lăsă, pentru că nu prea știu exact punctele de pescuit în lăvă sau să fă. Și de-aia, dacă duc acolo, mă duce dracu ăla la troll undeva unde nu poți să pescuiești și iau dracu pe pentru licența acordată aia. Sau poate un invite, poți să iau și un invite dacă dau licenția aiurea și de-aia nu vreau să risc, așa că stau aici unde știu 100% unde e locul unde poți să pescuiești și atâta trebuie să știi, frate. Hai să vedem. Hai să nu fie vreun gabor pe aici să mă ia permisul. Hai că nu e.
doar asta nu prea stau gabă, adică e 4. E ora 12 coaie în timpul școlii. Cine stă la ora asta cu radarul? E chiar distrus. Trebuie să fii să stai la ora asta cu radarul. Păi mei. Dar, bun, mai eu sunt unii care stau cu radarul la ora asta. Uite, ce surpriză. Ce trist, în puii mei, să stai la ora asta cu radarul. E trist. Perfect. Slash F. Zue, Zue, Vlad. Original 240 is admitted to the fishing license test. Starless 240 fishing. Screenshot. Du-mă unde poți pescui. Haide că... Să te duc la mama, da. Păi, fici, dacă nu mă duci. Pică dacă nu faci chestia asta. Dacă stai AFK mai mult de 5 minute sau faci prostii, pici frate, pici. Nu e că stai tu AFK în mașină, că n-are voie să te pice. Dacă stai AFK mai mult de 5 minute sau dacă ești ceva de genul, stai 5 minute după aia zici un da ca să nu zici că e AFK. Nu frate, stai 5 minute fără să faci nimic, atât timp îmi dau atât. Așa. Ce face comanda slash fishes? Ah, nu. Nu, vezi. Unul din doi. La prima. Ah, da. Vezi. Ești bun. 3. Ce face comanda fish sell fishes? Deci f- aștept postul. Nu l-am, nu i-am zis nimic. Vin-ți treaba. Z-U-E-E. Mamă, eu răspăt ăștia cu nume. Dita mai numele. Original. Original. Să fac poză, că am fost aici, că asta văd că merge. 3-4-0. Has passed the fishing license. Give license 240 fish. 240. Hai mane de accept. Salut. Salut frate. Bă, da mane. Zi. E greu raportul. 15-10 licențe pe săptămână. La rang. La 2-2-15. 2-3 pe oră. Da, așa întrebam și eu înainte să intru în fasulea. E greu raportul. Stai să fac poză. Nu trebuie să faci poză, că dacă îi dai kill și îți face poză, te-ai dus dacă n-ai poză. Ce... Chisteam... Ca să fac poză, că poate ești bun în cer și îl faci post. Așa.
Ai, o bere. Da, nu, da, nu să fac poză că... Ai, da, ce proșie să pe bison ilegal să faci de make-up civil. Logic că ilegal, în pâine. Logic. Bă, stai, ăla nu era cumva pe cu un polițist? Și n-ai voie să faci chestia asta, dacă ești polițist. E, mă rog, nu sunt post hunter. M-a deranjat, deci pentru chestia asta puteam să-i fac post la polițistul ăla. Ce, ține criminal pe gâș și face de make-up? Da, te-am pizdat, mă, tipul ăsta. Mi-a distrus roata. Da, mă rog. Dragilor, sper că v-a plăcut acest episod de SAM. Nu ezitați să apăsați. Stați că mă uitam să-i fac poză când am dat stop licenței cu ăsta. Gata. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal și de like la episod dacă mai vreți episoade de SAM în continuare și o să încerc să fac episoade zilnic pentru că văd susținere, frate. Și când văd susținere, o să încerc să fac episoade cât mai des. Așa că sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!